Fără plante nu ar exista viață pe pământ. De la începuturile experienței umane și existenței umane, plantele au fost parteneri ai evoluției speciei noastre. Nu doar asigurându-ne hrana și leacurile, dar și în experiențele spirituale și în dezvoltarea conștiinței. Forma, frumusețea, mirosurile încântătoare, calitățile vindecătoare și spirituale ale plantelor, toate sunt o poartă către marele mister al naturii, pe care strămoșii noștri îl numeau fața vizibilă a spiritului. Plantele se susțin atât pe ele însele, dar susțin și existența celorlalte forme de viață de pe pământ, oferind hrană, oxigen și medicamente. Biologul vienez Raoul France confirma faptul că plantele își mișcă corpurile. Acesta descrie modul în care plantele se îndoaie, se răsucesc și se agită în permanență. Rădăcinile plantelor se înfig în soare, explorându-l, mugurii și ramurile descriu cercuri precise. Frunzele și florile se îndoaie și tremură în fața schimbărilor de diferite naturi. Cârciei formează bucle delicate și se întind ca niște adevărate tentacole, pornind cu băgare de seamă în recunoașterea terenului. Plantele dețin posibilități de investigare a mediului și de acțiune deplin corespunzătoare acestor necesități. Un cârcel al unei plante agățătoare are nevoie de aproximativ o oră pentru a da un ocol complet spațiului din jurul său, iar dacă în drumul său întâlnește un suport, îi sunt necesare doar 20 de secunde pentru a începe să se răsucească în jurul suportului respectiv, iar după o oră s-a înfășurat complet. Chiar dacă planta va fi mutată de la locul ei mai puțin de o oră, ea își va schimba direcția în funcție de noua situație. Totul se desfășoară ca și cum planta ar vedea, dar este vorba despre alte simțuri cu care sunt dotate plantele, iar modul în care percepe sau vede planta tutorele, pentru noi oamenii, rămâne un mister. Plantele sunt capabile de intenții. Ele se pot orienta și întinde înspre ceea ce caută. Departe de a aduce o existență inertă, plantele care alcătuiesc covorul unei pajiști par în stare să perceapă ceea ce se petrece în jurul lor și să acționeze cu subtilitate care depășește fără drept de apel posibilitățile speciei omenești, spunea Raoul France. El era convins că plantele sunt înzestrate cu toate atributele ființelor vii și se dovedesc capabile de cele mai violente reacții când sunt maltratate și de cea mai vie recunoștință față de cineva care le înconjoară cu dragoste și le îngrijește din suflet. Cercetările recente au demonstrat că plantele pot să reprezinte și să manifeste un comportament complex și că fiecare extremitate a rădăcinii plantei poate detecta și monitoriza în continuu cel puțin 15 substanțe chimice și parametri fizici diferiți, lucru pe care niciun animal nu e capabil să-l facă. Chiar dacă plantele rămân înrădăcinate în același loc, fără a putea pleca în căutarea hranei, fără a se putea apăra de intemperii, ele trebuie să supraviețuiască într-un fel sau altul pentru a-și asigura perpetuarea speciei. Plantele sunt comunicatori minunați, împărtășesc multe informații cu plantele vecine și cu alte organisme, cum ar fi insectele sau alte animale. Parfumul unui trandafir sau ceva mai puțin fascinant, ca mirosul cărnii putrede produse de unele flori, este un mesaj pentru polenizatori. Multe plante chiar vor avertiza alte plante atunci când pericolul este aproape. Dacă este atacată de o insectă, o plantă va trimite un semnal chimic semenelor ei. Cu toate că ele nu au nas, ochi, urechi, gură și piele, lumea senzorială a plantelor nu este prea diferită de lumea noastră. Studiile au arătat că plantele au dezvoltate între 15 și 20 de simțuri distincte, inclusiv corespondentele celor 5 simțuri pe care le are omul. Plantele pot percepe mirosul și gustul, folosindu-se de aceste simțuri pentru a percepe pericolul, seceta, ori pentru a-și recunoaște rudele sau sursele de hrană mai bogate în nutrienți, cum fac plantele parazite. Pentru a comunica între ele sau pentru a se apăra de dăunători, plantele emit substanțe chimice volatile, care sunt receptate de alte plante cu ajutorul unor receptori ce reacționează la aceste substanțe.
Gustul implică perceperea substanțelor chimice solubile în sol cu ajutorul rădăcinii plantelor. Plantele se folosesc și de mesaje chimice subterane pentru a-și recunoaște rudele din vecinătate, ceea ce le permite să decidă asupra unei strategii de creștere. Rezultatul unui studiu recent publicat în revista Biology Letters arată că plantele au capacitatea să discearnă între speciile cu care se învecinează și să ajusteze ritmul lor de creștere în funcție de aceste date. Richard Carban, de la Universitatea Davis, California, afirma că considerăm că plantele se bazează practic una pe cealaltă. Plantele văd poate mult mai bine fără ochi decât văd oamenii cu ochi. Toate plantele posedă un receptor similar cu proteina vizuală, rodopsina, de la care se găsește la nivelul retinei umane. Receptor capabil să ajute plantele să absoarbă, să vadă lumina. Datorită prezenței acestui receptor, planta se întoarce cu unghiul optic către soare. Fotoreceptorii, precum fototropinele, le ajută să detecteze lumina albastră. Lumina roșie este văzută de plante cu ajutorul receptorilor din frunze, numiți fitocromi. Aceștia permit plantelor să se culce la sfârșitul zilei și să se trezească iar de dimineață, atunci când soarele este destul de sus pe cer încât lumina roșie să le activeze din nou fitocromii. Plantele aud, fiind capabile să detecteze vibrațiile, sunetele, pot face diferențele între insectele de pradă, atât după forma maxilei acestora, cât și ascultând diferite vibrații generate de procesul de masticație. Datorită faptului că plantele nu pot fugi de atacatori, ele și-au dezvoltat o serie de metode de apărare complexe pentru a alunga insectele, erbivore și paraziții. Plantele au simțul tactil, simțul pipăitului. Ele simt când sunt atinse sau când ating corpuri străine. Plantele cățărătoare, cum vița de vie, fasolea cățărătoare, se folosesc de simțul tactil pentru a găsi un suport ideal de care să se agațe. Pot distinge insectele și reacționează în feluri diferite. Plantele se mișcă cu un scop, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie conștiente de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Pentru a răspunde corect, plantele au nevoie și de dispozitive de detecție sofisticate, reglate în condiții variate, spunea Schulz. Cercetătorii au găsit în celulele rădăcinilor plantelor molecule identice cu cele prezente în țesutul muscular al animalelor, molecule de actină, care le permit acestora să se miște. Există în India o specie numită Arbus precatorius, care este atât de sensibil la influențele electrice și magnetice, încât poate fi folosită cu succes la cele mai corecte previziuni cu privire la cicloane, uragane, tornade, precum și acutremuri de pământ sau erupții vulcanice. Unele plante au abilitatea de a lua anumite forme distincte, care imită forma unor animale, insecte sau păsări, pentru a atrage polenizatori. Dau doar câteva exemple. Orhidea albină, regina nopții, gura leului, orhidea cu chip de maimuță, egreta albă, orhidea porumbel, orhidea molie, orhidea fluture sau Amorphophallus titanum, care are cea mai mare floare dintre toate plantele cunoscute, undeva peste 2 metri. Are culoarea și textura asemănătoare cărnii alterate și emană miros de carne putredă, în scopul de a atrage polinizatori. Grecii antici, precum Platon, Anaxagoras, Democrit, Empedocles, au împărtășit credința că plantele au un fel de creier în care sensibilitățile ar putea fi procesate. Charles Darwin a fost primul care a recunoscut că plantele se mișcă și răspund la senzații, adică sunt simțitoare, afirmând de asemenea că plantele ar fi dotate cu un fel de inteligență. Pe vârful rădăcinii, apexul, există o regiune specifică, o zonă foarte mică, sub un milimetru, în care are loc cel mai mare consum de oxigen, la fel ca și în creierul uman. Un apex are doar câteva sute de celule cu această caracteristică, dar se știe cât de mare este aparatul radicular al unei plante. De exemplu, secara are aproximativ 14 milioane de rădăcini, 11 milioane și jumate de vârfuri de rădăcine, de apexuri, cu o lungime totală de
peste 600 de kilometri și o suprafață uriașă. Sistemul radicular al plantei poate fi comparat cu o rețea de calculatoare, în care fiecare extremitate lucrează în rețea cu toate celelalte. Și chiar dacă se elimină și 90% din aparatul radicular, planta continuă să funcționeze. Fenomenul inteligenței plantelor a fost descris și de Peter Topkins și Christopher Bird în cartea Viața secretă a plantelor. Carte din care aflăm că plantele pot citi gândul omului, pot simți stres, pot recunoaște un ucigaș de plante. Aceste afirmații au fost dovedite prin diferite experimente efectuate în jurul anilor 60 de către Clive Baxter. Sensibilitatea perceptivă nu pare să se oprească la nivel celular, iar putea chiar să fie localizată la nivelul moleculei, ceea ce ar implica reevaluarea tot ceea ce până acum a fost considerat ca inanimat. Totul este conectat pe acest pământ. Plantele sunt capabile să sezizeze undele electromagnetice, chiar și gândurile. Michael Pollan menționează de asemenea că plantele sunt inteligente. El spunea că plantele au modalități de a aduna toate datele senzoriale pe care le întâlnesc în viața lor de zi cu zi, le integrează și apoi se comportă într-un mod adecvat ca răspuns și fac acest lucru fără creier, ceea ce, într-un fel, este incredibil, pentru că presupune automat că ai nevoie de un creier pentru a procesa informațiile. Plantele pot simți gravitația, prezența apei sau pot simți un obstacol în calea rădăcinilor lor înainte de a intra în contact cu acesta. Astfel că rădăcinile plantelor își vor schimba direcția, spunea el, pentru a evita obstacolele. Plantele sunt capabile să sezizeze și să răspundă optim la atât de multe variabile de mediu: lumină, apă, gravitație, temperatură, structura solului, substanțe nutritive, toxine, microbi, erbivore, semnale chimice de la alte plante, încât poate exista un sistem de procesare a informațiilor. Plantele nu au celule nervoase precum oamenii, dar au sisteme de semnalizare electrică și chimică care sunt omologe cu cele găsite în sisteme nervoase ale animalelor și chiar produc neurotransmițători, precum dopamină, serotonină, glutamat și alte substanțe chimice pe care creierul uman le folosește pentru a trimite semnale. Pollan afirmă că și în cazul plantelor, inteligența ar putea fi definită ca o abilitate de rezolvare a problemelor. Deci inteligența poate fi o proprietate a vieții și că în această situație diferența dintre plante și animale ar putea fi mult mai puțin diferită decât ne gândim în mod tradițional. Studiul Viața secretă a plantelor, de la memorie la inteligență, aduce în prim plan una din superputerile plantelor, care este un indicator al succesului acestora ca ființe inteligente. Există copaci care au germinat dinainte ca Iisus Hristos să se fi născut. Ce fel de înțelepciune de viață a evoluat în plante pentru a putea face posibilă supraviețuirea și propagarea pentru o perioadă atât de lungă de timp în același loc în care a și germinat? S-a observat că plantele funcționează de fapt ca niște computere cuantic-biologice care sunt capabile de a procesa informația cuantică codificată în intensitatea și energia luminoasă. Plantele pot stoca și folosi informația din compoziția spectrală a luminii pentru mai multe zile, ca să poată anticipa schimbările ce pot apărea în viitorul apropiat în mediul înconjurător, de exemplu anticiparea unui atac patogen. Depindem de plante, astfel încât conservarea plantelor este necesară pentru conservarea omului. Dezinteresul uman față de comportamentul și inteligența plantelor ne poate pune în pericol supraviețuirea. Plantele reprezintă mai mult de 99% din biomasa planetei. Asta înseamnă că toate animalele lumii, inclusiv funicile, păsările și omul, alcătuiesc mai puțin de 1%. Cu toate acestea, acțiunile omului, inclusiv despăduririle, distrugerea habitatului multor viețuitoare, poluarea, schimbările climatice, au început o criză de extinție în masă. Cercetători ruși au descoperit că transmisiile informațiilor de la celulă la alta nu s-ar efectua numai prin biocurenți electrici, ci și prin unde cu frecvențe din domeniul ultravioletelor. Este important. Renumitul om de știință Sir Charles Bose afirmă că plantele au un sistem nervos sensibil
și o bogată viață lăuntrică. Unde, în care parte a corpului plantelor se află centrul de primire, transmitere și prelucrare a informațiilor? Ivar Gunar, profesor la Academia din Moscova, a descoperit acest centru în gâtul rădăcinii plantei, care are capacitatea de a se deschide și închide, ca și mușchiul inimii. Experții au demonstrat că acest compromis între rapiditate și exactitate pe care realizează plantele este controlat de un mic grup de celule din embrionul plantei, care funcționează în mod similar creierului omenesc. Centrul deciziilor, cum a fost numit, al unei plante numită gâscărița, cuprinde două tipuri de celule, unele responsabile de starea de repaus și altele de cea germinativă. Aceste două grupuri de celule comunică între ele prin intermediul hormonilor, un mecanism analog celui desfășurat în creierile noastre în momentul în care decidem dacă să ne mișcăm sau nu. Separarea zonelor din creierul seminții pare să fie, de asemenea, elementul cheie cu privire la funcționarea acesteia. Deci plantele efectuează un soi de calcul biologic al luminii, folosind informațiile cunoscute în lumină, conținute în lumină, pentru a se imuniza împotriva bolilor care predomină în acest sezon. Când o plantă este rănită, ea eliberează un semnal similar cu răspunsul la durere prezent la oameni. Experiențele demonstrează că plantele, departe de a se mulțumi cu ceea ce extrag din sol sau absorb din aer, creează în permanență materie. Plantele păreau să transforme într-un mod suspect de asemănător cu principiile alchimiștilor din Evul Mediu fosforul în sulf, calciu în fosfor, magneziu în calciu, carbon din azot, acid carbonic în magneziu și azot în potasiu. Plantele pot realiza și realizează întotdeauna transmutația elementelor chimice. Chimistul austriac Rudolf Hauschka face o afirmație incredibilă, și anume că viața nu trebuie cercetată cu mijloacele chimiei, întrucât ea nu este rezultatul sau un efect al unor combinații de elemente, ci dimpotrivă precede aceste fenomene și este prin urmare cauza și nu efectul lor. Materia este un precipitat al vieții. Nu este mult mai logic să considerăm că viața exista cu mult înaintea materiei și că este produsul unui cosmos spiritual preexistent? Tot ceea ce este viu este supus morții, dar nimic din ceea ce trăiește nu s-a născut din moarte. Plantele pot nu numai să creeze materie pornind de la lipsa oricărei materii, cum se întâmplă cu cele puse să crească în apă distilată, ci chiar pot să eternizeze materia, parcurgând astfel în sens invers drumul creierii ei. Tocmai asta înseamnă, de fapt, emergența și dispariția materiei în alternanță ritmică, adeseori vizibilă în legătură cu fazele lunii. Procesul germinației semințelor, în care se operează sinteza enzimelor prin transmutația elementelor deja conținute, are loc un consum de energie care ar putea fi uriaș, numai că noi nu-l putem percepe, spunea Kerman. Mărioara Godeanu, renumit biolog român, a demonstrat că natura posedă un sistem perfecționat de receptare și transmitere de informații. Ea vorbea despre plante ca despre ființe vii, afirmând că plantele vorbesc între ele, au sentimente și trăiri afective, râd de bucurie și plâng de durere, asemenea oamenilor. Plantele comunică între ele printr-un sistem energo-informațional, adică își transmit una alteia informațiile prin emisie și captare de energie. Plantele au o formă de inteligență cu care noi nu reușim să intrăm în contact deocamdată. Au sentimente și reacționează imediat în caz de pericol. Sub aspectul strict al comunicărilor reciproce de informații, diferențele dintre reguli vegetal, animal, uman ar consta doar în variatele diferențe dintre nivelurile de frecvențe vibratorii specifice fiecărui regn în parte. Acest mod ciudat de transmitere a informațiilor prin pachete de particule, vibrând la o anumită frecvență, ar putea oferi o explicație mai plauzibilă a unor fenomene generale specifice vieții.
Șamanii au dobândit înțelegerea că universul este compus din sunet, același sunet ca al junglei și al plantelor sale. Nu suntem aici doar pentru a exista, ci pentru a ne bucura de viață împreună cu plantele, animalele și cu cei dragi, pentru a ne delecta în contemplarea frumuseții naturii, spunea un șaman din tribul Shipibo. Actul creierii lumii se bazează pe spiritele plantelor, care asigură o poartă de acces către energia de dincolo de fizic și către cosmos ca întreg. Vă mulțumesc!